Compania Națională de Administrare a Drumurilor și Podurilor a lansat în consultare publică două variante pentru drumul de mare viteză Drobeta-Tunul-Severin-Domajnea. Prima variantă are 61,3 km și va ocoli localitatea Breznița de Ocol prin partea de nord. Cel de-al doilea traseu propus are 63,2 km și va traversa un relief deluros plecând din zona de nord a municipiului Drobeta-Tunul-Severin. Cele două variante au fost postate pe site-ul CNAIRE în consultare publică și pot fi vizualizate de oricine are conexiune la internet. Cei care vor să participe la consultarea publică pot completa un formular pe site-ul CNAIRE. Acest proces a început în data de 26 august. Acum avem în consultare publică lansat partea de drum de mare viteză dintre Drobeta, Turnul Severin și Domașnea, până în data de 2 a 9 inclusiv. Cei interesați trebuie să completeze, să intre pe site-ul CNAIR, să completeze un formular, să verifice traseele rezultate în urma analizei multicriteriale 1 și acolo să-și spună părerea despre cele două trasee, pe care dintre cele două îl văd mai optim sau dacă vin cu noi variante, vin cu ceva, poate un nod rutier, cei care elaborează studiul de fezabilitate nu știu specificul zonei, poate acolo avem ceva turistic într-o zonă și nu a fost prevăzut un nod rutier. Cele două variante depășesc lungimea de 60 de kilometri, fac legătura cu primul tronson Filiaș-Severin și se termină la Domajnea. A doua variantă, dar și cea mai lungă, va traversa dealurile județului, iar singurul nod rutier este prevăzut în localitatea Plugova. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a propus în dezbatere publică două variante pentru drumul de mare viteză Drobeta-Turnul-Severin-Domajnea. Prima variantă are o lungime de 61,3 km și va ocoli prin partea de nord localitatea Breznița-Ocol, fiind de asemenea prevăzut cu construirea unui număr de 19 tuneluri. Cea de-a doua variantă are în componență și a 13 tuneluri, are o lungime de 63,2 km și va începe din partea de nord a localității Drobeta-Turnul-Severin. De asemenea, drumul de mare viteză va fi prevăzut cu două spații de servicii, dar și cu un centru de întreținere și coordonare.